Luăm exemplu după ministrul Del Rio, italian, care a propus aceasta, doamna Zapardel. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, avem în față un raport vital pentru buna funcționare a programelor destinate statelor membre, și anume revizuirea cadrului financiar multianual. Cadrul multianual trebuie să ofere predictibilitate și consecvența acțiunilor sociale ale Uniunii Europene. De aceea este necesară reeșalonarea sumelor care nu au putut fi utilizate până la sfârșitul anului 2014, peste 21 de miliarde de euro. Consider că este în interesul tuturor beneficiarilor ca prezentul raport să fie votat pentru a asigura finanțarea corespunzătoare și utilizarea totală a fondurilor pentru toate programele incluse, dar mai ales pentru programele care țin de multiplicarea locurilor de muncă pentru tineri, de asigurarea unui cadru competitiv în Europa și, nu în ultimul rând, cele care țin de solidaritatea și coeziunea socială în UE 28. Profit de această ocazie pentru a atrage atenția asupra nevoii de îmbunătățire a programelor derulate din cadrul multianual. Eficiența unui program nu depinde în mod singular de suma bugetată, dar și de procedurile care permit ca această sumă să fie pe deplin utilizată și să ajungă la țintă, la beneficiarii din regiunile mai sărace ale Europei, pentru îndeplinirea unui obiectiv foarte clar: o Europa socială. Mulțumesc frumos! Onorevole Pirinski. President, Madam Commissioner, colleagues, the revision of the MFF has been made necessary because of three major. Revizuirea cadrului financiar multianual a fost foarte.